Bună ziua, deja putem spune aproape bună seara, prieteni, suntem pe finalul conferinței GPEC aici în Moldova și alături de mine este Daniel Spiridon, care reprezintă EMAG-ul în mai multe țări. El este VP Business Development and Strategy la EMAG și o să ne povestească mai multe despre modelul lor de business, dar și cum pot antreprenorii din Moldova care vor să-și încerce sau să-și crească business-ul e-commerce pe EMAG să o facă cu un succes mult mai mare. Daniel, bine ai venit în Moldova! Mulțumesc! Salut, Alex! Bună ziua tuturor! Da, mă bucur foarte mult să fiu aici. E un super eveniment. Sincer, nu mă așteptam la asemenea scară și asemenea interes. Deci, foarte multă energie, foarte mult entuziasm legat de e-commerce și foarte mult interes pentru EMAG, pentru ce facem noi, pentru a învăța, pentru a crește. Deci, o atmosferă extraordinară pe care... sincer, mi-o doresc să o avem în toate evenimentele de genul ăsta, pentru că, într-adevăr, e un domeniu în care noi vedem foarte multă creștere, foarte mult potențial și în care chiar, nu știu, într-o condiție, în condiția actuală în care se vorbește mai mult negativ decât pozitiv despre ce se întâmplă la nivel economic, noi nu vedem așa. Noi vedem foarte multă creștere, vedem mai ales pentru țării noștri un potențial extrem de mare în e-commerce și în e-commerce împreună cu EMAG, deci suntem foarte pozitivi și mă bucur să văd entuziasmul ăsta în cameră, în sala asta aici cu toată lumea. Dar cumva COVID-ul a demonstrat că o provocare economică imensă pentru, să zicem, producători sau pentru multe alte elemente din lanțul ăsta de comerț, a fost, de fapt, un boom de succes pentru cei din shipping și pentru e-commerce. Da. Cum, ce beneficii ați extras voi din ce s-a întâmplat atunci? Da, succesul nostru ca EMAG este unul care a început înainte de pandemie și noi am făcut foarte multe lucruri bune, să spunem, în 20 de ani. În primul rând legat de tehnologie, pentru că, într-adevăr, trebuie să investești sistematic și să poți să-ți construiești tehnologia care să-ți permită să continui să inovezi, să aduci, într-adevăr, experiență foarte, foarte bună pentru client. Și noi am investit foarte mult de-a lungul anilor, am construit foarte multă infrastructură fizică, depozite, am construit o rețea de locări în care noi putem să livrăm clienților în niște condiții în care ei au un acces 24 de ore, 7 zile pe săptămână, fără nevoia de a fi acasă exact în momentul respectiv, când vine curierul și, din punctul ăsta de vedere, pandemia ne-a prins bine, într-un fel, în sensul că aveam elementele de a face față unei creșteri de cerere din partea clienților la nivel respectiv. Pe de altă parte, bineînțeles, a fost o situație specifică pentru că foarte multe magazinele fizice au fost închise. Și atunci întrebarea a fost, bun, ce se va întâmpla când magazinele fizice se deschid din nou? Și aceasta e perioada de acum, în care magazinele fizice s-au deschis. Ați observat o scădere a vânzărilor? Iar noi nu am observat, tocmai asta încercam să spun. Ceea ce vedem e că, într-adevăr, comportamentul clientului a rămas acolo. I-ați fidelizat. I-am fidelizat, s-au deschis către mai multe categorii din care cumpără. Și foarte important, sellerii, cei care, să spunem, au fost testați de pandemie să își adapteze procesele, să vândă mai bine, să aibă un conținut mai bun, s-au ridicat la nivelul ăsta și practic și-au ridicat nivelul, ceea ce ajută acum foarte mult să performeze împreună cu noi în marketplace-ul EMAG. Ce oportunități oferă acum EMAG-ul pentru sellerii din Republica Moldova? Da, eu de asta mă aflu aici, pentru că, bineînțeles, Republica Moldova e foarte aproape de România și e no-brainer, să zic așa, pentru un seller din Republica Moldova să gândească cum să vând în România. Fie am niște produse în care eu cred foarte mult, pe care aș vrea să le vând la o piață mai mare, fie am o experiență deja în Republica Moldova și vreau să cresc, poate piața de aici îmi oferă oportunități mai mici decât dacă am acces la o piață mai mare în România și, bineînțeles,
Din nou, România este foarte aproape. Din punctul ăsta de vedere, EMAG oferă, să zic, trei mari avantaje. Primul e legat de număr de clienți și trafic. Practic, un seller care intră din Republica Moldova în marketplace-ul EMAG are acces în aceleași condiții și instantaneu la trei țări, pentru că nu e doar România, ci e România, Bulgaria și Ungaria, aceleași condiții. Adică nu trebuie să îndeplinească condiții noi pentru o altă țară în care este EMAG. Deci și modul în care vede comenzile, modul în care aduce stocurile, modul în care își updatează prețurile și așa mai departe, este din ce în ce mai uniform. Poate fi universalizat? Poftim? Poate fi universal, adică să faci un update pe un produs care se vinde în România să facă automat absolut, și în Ungaria? Absolut, absolut. Deci noi practic, ce vreau să zic, primul și principalul factor la care te gândești ca un seller din Republica Moldova e piața. Deci îți dă acces la o piață care e mai mare și nu e doar România, ci include și Ungaria și Bulgaria în aceleași condiții. Deși România în sine și doar România e, bineînțeles, o piață foarte relevantă și mare. 9 milioane de clienți avem acum în cele trei țări, un număr mare, am văzut că aici se vorbește în Moldova că sunt 500 de mii de 4 ori jumate mai mulți decât oamenii în Moldova. Da. Deci e un acces mare. Deci ăsta e primul avantaj. Al doilea avantaj e modul în care tot marketplace-ul și sistemul pe care îl avem acolo lucrează cu cât mai puține bătăi de cap pentru seller. Respectiv, traducerea conținutului produselor, dacă ai conținut în alte limbi, în Moldova sau vrei să traduci pentru Ungaria și Bulgaria, este gratis. Este foarte mult suport pentru a face onboarding în platformă. Chiar pentru țările respective? Absolut. În primele trei luni există un account manager care are, să zic așa, grijă ca experiența de onboarding a serverului să fie una bună, ei să devină familiari cu platforma și să poată după aceea să gestioneze singur și să poată să facă creștere și să facă performanță. De asemenea, toată partea de customer care, faptul că în momentul în care tu ești în platforma EMAG, clienții sună la EMAG și EMAG încearcă să rezolve toate problemele lor în limbi locale în toate cele trei țări. Deci din punctul ăsta de vedere ai acces la o piață mare cu customer service externalizat. Da, cu un sistem foarte hassle free. Deci dacă ai fi să zici, ok, aș vrea eu să mă extind acolo și să fac toate chestiile astea in-house, ar fi mult mai complicat. Iar treilea avantaj și asta să spunem e o noutate, mai ales în ultimele 6 luni, până acum era destul de dificil ca un seller din non-UE, să zic așa, să vândă în România. Asta trebuia să faci firma ta, trebuia să te gândești ce soluție folosește partea logistică și așa mai departe. Acum aceste două mari probleme le-am rezolvat, în sensul că avem un flux prin care nu mai e nevoie să ai o firmă în România sau în UE, ci ne ocupăm noi de decontarea de TVA. E o limitare vis numai către persoane fizice, dar e o limitare mică. Și de asemenea, ce e foarte important și foarte folosit de către SR în momentul de față, avem ceea ce numim noi Fulfilled by EMAG. Respectiv depozitul nostru, depozitul EMAG, este deschis pentru sărări de a-și aduce marfa în depozitul nostru. Și atunci e rezolvat și problema ce fac cu stocurile, unde le țin și de asemenea problema cea mai importantă, cum fac să livrez cât mai repede. Pentru că dacă tu ești în Moldova și vrei să livrezi mâine, probabil că e foarte dificil. Dacă ești în depozitul EMAG, practic livrarea este aceeași ca produsul EMAG, respectiv majoritatea se livrează ziua următoare. Și cele două feature-uri, să spun, ale sistemului din ultimul timp, respectiv acest flux prin care nu-ți trebuie o firmă sau un cod de TVA din Uniunea Europeană și doi, nu-ți trebuie un depozit acolo, pentru că noi îl oferim și de asemenea din depozitul respectiv livrezi nu doar în România, ci în toate cele trei țările,
Chestiile astea fac în momentul de față o diferență foarte mare și se vede extrem de bine chestia asta în se vede în trafic, în câte page views au produse respective, se vede în vânzări și se vede în ceea ce înseamnă abilitatea de a crește pe un termen mai lung. Dar atunci când luați aceste decizii de cum să contribuiți la creșterea, dezvoltarea sellerilor din Moldova, vă consultați cu ei? Cum are loc acest proces? Da. Noi, bineînțeles, feature-urile pe care le dezvoltăm nu sunt pentru Moldova în sine. De exemplu, acest feature e pentru toate țările non-UE. Adică avem foarte mulți selleri și din Ucraina, China, da? Și așa mai departe. Okay. Da, deci oricine care non-UE, noi am observat că există această barieră de a avea acel cod de TVA, cum funcționa și așa mai departe, plus aceea distanței, și am găsit cele două soluții. Bineînțeles, discutând cu selleri de genul ăsta, pentru că nu e diferență foarte mare între a fi în Moldova, China sau Ucraina din punctul ăsta de vedere. Okay. Bun. Daniel, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit la noi aici și sper că toți cei care nu au reușit să vină astăzi la GPEC au obținut o parte din expertiza ta despre de ce și cum ei pot să vândă pe EMAG într-un mod mai profitabil și mai ușor pentru ei, pentru că ce am învățat eu azi aici cu toate interviurile pe care le-am realizat este că de fapt este un proces foarte complex care pentru un antreprenor nou sau o companie dintr-un one-man show poate fi overwhelming și aceste, nu știu cum să-i zic, procedee implementate ca să facă viața mai ușoară sunt foarte apreciate. Mersi. Da, și cred eu că noi vom continua să aducem chestii noi pentru sellers, iar sellerii învață împreună cu noi. Nu doar cresc împreună cu noi, dar și învață mai mult despre e-commerce împreună cu EMAG. Avem niște resurse incredibile și pe partea asta. Deci, pentru toată lumea care e acum și se uită, sunt ambele avantaje, să spunem. Și cel de a avea impact imediat în cifre, dar și acela de a crea o bază de knowledge pe care tu vei reuși din ce în ce mai bine să faci performanță în domeniul ăsta. Okay. Și eu mă bucur foarte mult că am fost aici. Super discuție. Mulțumesc mult, Alex. Mersi.